Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută foarte tare. Task-ul cu parfumuri, de fapt, nu cred că a fost un task, a fost doar o prezentare. Fetele trebuia să facă reclamă la un parfum și au scris ceva pe o foaie. Laura chiar zicea că n-a avut timp să citească tot. Era de la Oriflame, bineînțeles, care a sponsorizat totul. Știe Oriflame de ce sponsorizează, ceva cu impozitul. Toată lumea știe asta. Și a câștigat Adriana. Deci, Adriana a câștigat, cred, un date împreună cu bebe Albert. Dar fetele foarte răutăcioase, am văzut că au început să comenteze. Dar nu știu de ce. Pentru că Oriflame a ales-o. Nu a ales-o nimeni din casă, n-a ales-o mamele, spectatorii, nimeni, Oriflame face ce vrea, pe cine vrea, pe ăla alege, pentru că este sponsor. Și din moment ce plătește, face ce vrea. Dar știți, gelozia între fete e mare. Fiecare a vrut să câștige. Eu mă gândeam că a câștigat Iuliana, pentru că atunci când a prezentat, nu s-a înțeles foarte bine. Nu s-a înțeles că așa face stafful, nu ne lasă să vedem, că să discute în emisiune, să mai dea încă o dată, să vedem și să discute asta în emisiune, să-i întrebe, că așa făcea și cu noi. Orice puteam să... Că mai afirmam și eu câte ceva, mai vorbeam cu băiatul sau cu alte mame, trebuia să dăm explicații. Câteodată nu-mi plăcea să dau explicații, mai ales când am povestit uneia dintre mame, Mirelei. Ceva ce mi s-a întâmplat mie... Normal că auzi cei din staff, dar eu când am povestit nici măcar nu m-am gândit că o să mă pună să spun. Ei, și m-au pus să spun pe post, să spun toată povestea. Nu m-am simțit deloc bine spunându-o, pentru că nu era ceva plăcut. Am văzut câteva jocuri între Valentin și Elena. Ei zic că nu sunt în cunoaștere, că nu se suportă, că mai ales el, că el a rupt de două ori cunoașterea mai bine, cam așa s-a exprimat, am văzut că fugea unul după altul și apoi zicea bunicii lui că ea e săcăitoare, iar ea i-a spus, păi da, că tu atragi ceea ce ești, dacă tu zici că e săcăitoare, universul ți-o ia drept dorință, așa este și eu cred în asta, pentru că știu din propria experiență. Vă dau un exemplu. Până să vină Rodos, eram grasă, nu grasă, exagerat, aveam în plus vreo 10 kg pentru că fumasem și m-am lăsat de fumat. Și am început cu dulciurile. Iar eu spuneam, afirmam asta, că eu dacă mănânc o filie de pâine, mă îngraș 5 kg. Și exact așa era. Deci, orice afirmăm, trebuie să avem grijă, universul ținea ca dorință. Acum încep și eu ca doamna Daniela, dar e adevărat că și eu citesc de mulți ani cărți și... Mai fac experiențe pe mine, păi dacă n-am cobai, dacă n-am șoareci, n-am hamsteri, pe cine să fac experiență? Glumesc. Așa că a început Elena cu victimizarea, că ea pune suflet în tot, că ea s-a simțit prost la capricii, că nu a trebuit să vorbească, știți. Elena, trebuie să fie și câte una, două care se victimizează, nu se poate așa ceva. Apoi zicea, când a anunțat-o pe ea la capriciu, fetele și-au dat ochii peste cap, una din ele a oftat, ca și cum ar fi zis, iar asta. Păi dacă nu suportă nimeni, a și spus ea, că ea nu cunoaște pe nimeni, dar nici celelalte nu se cunoșteau. Dar că ele au venit de la început și s-au făcut grupuri și s-au făcut prietenii și că ea se simte în plus în casă. Păi să știți că la început și eu așa m-am simțit, până m-am integrat. M-am integrat repede, eu n-am probleme cu integrările, oriunde. Și prin țări prin care am fost. Dacă știam câteva cuvinte, că știu, nu că vorbesc perfect ca și greaca, greacă vorbesc perfect, dar din engleză, din franceză, din germană, știu, de fapt, cel mai bine după greacă știu franceză și germană, pentru că am locuit în aceste țări, nu? Locuiești într-o țară, normal că înveți limba. Așa că ea spunea că nu s-a integrat în casă încă, păi și ce așteaptă? Eliminarea, dacă nu face cuplu, pleacă. A avut loc task-ul secretelor, știți că a mai fost și în alte sezoane, s-au organizat cuplurile și cei singuri băieți au ales fata.
Deci cuplurile le știți. Dani a ales-o pe Laura, Iulian a zis că nu participă, oricum n-avea băiat, iar Valentin pe Elena. Așa că a început să-și povestească unul altuia, dar n-am auzit la toți. Ceva de el spunea că a fost dependent de jocuri de noroc. Dar pentru foarte puțin după aceea s-a dus. Premiul este pentru cupluri un weekend împreună și cu noaptea, dar nu știu dacă o să fie camere sau nu, vom afla. Iar cei singuri o plimbare, să servească o cafea, o șaurma, ceva. Și a văzut că ce au discutat, nu știu ce secret a spus de ele, dar a văzut că era foarte afectată, foarte afectată, că și-au plâns amândoi. Iar Maria povestea ceva de o relație la locul de muncă și au avut 2 ore la dispoziție să-și spună secretul. Fiecare a vorbit mai puțin sau mai mult interesant, bineînțeles că și Valentin cu Elena, dar ea avea un secret și Valentin i-a spus, fii atent dacă afectează și pe altcineva, pentru că dacă ai un secret, poate să fie și altcineva implicat, să nu-l spui, că oricum o să se afle. Nu știu ce a spus, ce a făcut, o să aflăm în, bineînțeles că o să aflăm în live-ul de la ora 2. Iar Antonia zicea că mama ei știa despre acest task și a avertizat-o să aibă grijă înainte de intrare în casă sau după aceea, nu mai știu, că a avertizat-o să aibă grijă ce vorbește ca să nu aibă probleme după aceea, că dacă vă amintiți, chiar au fost probleme după niște, cu Mihai și Atinge. Și la task-ul cu telefoanele și la task-ul cu secretele, chiar au fost niște probleme. Cum spuneam, Delia foarte afectată, chiar a vorbit și cu fetele și zicea că, fetele ziceau, las că poate o să câștigi și zice, nu se merită. Nu se merită pentru ce o să câștig pentru ce am spus. Ce v-a spus ea? Vom afla, Bob, continuare de task-ul secretelor. Și Maria spunea că după ce a vorbit cu Ștefan, se simte eliberată, se simte liniștită, nu mai are niciun secret, asta a fost, pe asta l-a spus, acum nu mai contează. În restul poți să înceapă de la zero totul. Doar Elena cu secretul e bombă, să vedem, chiar să vedem, mai ales că până să înceapă să vorbească, a sfătuit-o Valentin și ceva de, spunea ea, că poate să-l afecteze pe fostul ei. Ce să-l afecteze pe fostul ei? Ei, cine știe ce au făcut? Vom afla, cum spuneam. Iar mamele și Iuliana, după ce s-a terminat task-ul și s-au închis ușile, știți că aveau niște bilețele unde erau secretele și trebuiau să jurizeze cine va câștiga. Oricum s-a terminat târziu, iar mamele o să, până jurizează, până când discută între ele, o să mai dureze până să vor culca. Nu prea de acord cu task-urile alea, sunt foarte târziu. Să le facă și ei sâmbătă-duminică pe zi, nu? Au capricii, au task-uri la miezul nopții, când mai dorm? Chiar dacă îi lasă să doarmă dimineața de vreme, dar somnul trebuie să fie noaptea, nu la 2 noaptea task. Foarte urât din partea staff-ului. Păi de asta povestea unii că au ieșit cu probleme grave de acolo. E urât ce au făcut, chiar este, nu, îi ții noaptea să facă task. Nu-i nimeni foarte odihnit. Toți sunt obosiți, vor să doarmă. Cum zicea și Dediș când era în casă, putem să ne băgăm la somn, cam așa ceva. El voia să doarmă, pe el nu l-a interesat. A stat cât a stat în casă. A încercat, nu i-a reușit nimic, a plecat acasă cu-i fericit. Deci, task-urile noaptea nu-mi plac. S-a primit și cadouri, da, scrisori, pachete. Delia și Liviu au citit scrisoarea împreună. Valentina a primit niște fotografii, unele cu Dinamo, era foarte fericit pentru că e dinamovist și eu sunt dinamovist, să știți. Antonia a primit pachet și scrisori de la fetele ei care o susțin, dar n-a vrut să-i dea staful.
A zis că e de la, așa făcea și cu noi, a zis că e de la, când se termină sezonul, dar dacă o să rămână până la sfârșit, când pleacă oricum. Și era foarte supărată pentru că cine știe ce a scris alea, sunt niște reguli. Mama lui Ștefan a primit scrisoare de la familie, Maria a întrebat dacă a născut, avea o noră gravidă, n-a născut încă, dar urmează. Deci, cam atât am avut pentru azi de concurenții din sezonul 9, să urmărim emisiunea la ora 2, că să aflăm cine a câștigat Tascul Secretelor. Vă doresc o zi plăcută în continuare și la revedere!